Vă invit astăzi la o poveste de spionaj. Fără femei frumoase, fără ceasul Rolex la mâini, fără mașini decapotabile, fără explozii în cazinouri de pe coasta de Azur, povestea de spionaj de astăzi este însă una profund reală. Iar ea vorbește despre un război pe care de multe ori statul român a refuzat să-l confirme oficial. S-a întâmplat acest lucru după ce taberele s-au schimbat între ele. Este vorba de războiul dus de serviciile de informații românești pe teritoriul României împotriva serviciilor de informații sovietice, rusești, miza fiind controlul Uniunii Sovietice, mai apoi a Rusiei, asupra deciziilor care se luau la București. Sunt multiple surse pentru acest război, pentru a descrie evenimentele din el, dar astăzi apelăm la Cartea Vânătoarea de Spioni, amintirile unui ofițer de informații din celebra UME-110, unitatea anti-KGB, carte scrisă de colonelul în rezervă Ioan Burdulea. Ce însemna acest război? Acest război însemna încercarea statului român de a depista agenții de influență ai Uniunii Sovietice, iar din partea Uniunii Sovietice însemna încercarea de a racola cât mai multe persoane cu influență în rețelele coordonate de GRU sau KGB. Care a fost finalul acestui război? Unii susțin că structurile KGB și GRU au avut un efect în Revoluția din 1989. Continuă acest război și astăzi, da, este clar și vedeți de multe ori acțiuni de vânare a agenților de influență ai ideilor imperialiste ai Moscovei. Încep să citesc din colonelul Burdulea. Începând cu anul 1973, pe raza județului Dâmbovița s-au aflat peste 100 de specialiști din URSS pe perioade îndelungate în scopul de a acorda asistență tehnică la montajul și punerea în funcțiune a unor utilaje importate din Uniunea Sovietică. Unii dintre aceștia au fost semnalați la UME-110, unde era colonelul acum în rezervă, au fost semnalați cu preocupări informative, inclusiv de studierea unor cetățeni români pentru a fi recrutați agenți. Era cunoscută practica serviciilor de informații sovietice de a-și trimite cadre și agenți sub acoperire de specialiști și recepționeri în întreprinderi românești. La plecarea din URSS, toți erau instruiți contrainformativ și aveau obligația de a aduce la cunoștință șefului de grup orice aspect de interes pe care l-au cunoscut. Față de această situație, am întreprins măsuri combinative care au permis cunoașterea preocupărilor străinilor în cauză, ce nu aveau legătură cu activitatea lor oficială, și am inițiat acțiuni de natură să nu permită recrutarea de agenți din rândul românilor. Fără a face o prezentare a fiecărei acțiuni informative derulate, menționez principalele concluzii ce s-au desprins. E interesant că, făcând un arc peste timp, era și un titlu de emisiune pe vremea lui Ceaușescu, Arc peste timp,
Făcând un arc peste timp, vedem că nu s-au schimbat foarte multe elemente pe fronturile deschise de serviciile secrete din diverse țări. Principalul domeniu din care urmăreau să obțină informații a fost cel politic. Căutau informații privind măsura în care românii acționau pentru punerea în practică a politicii partidului, dacă erau convinși de justețea acesteia, dacă membrii PCR se bucurau de avantaje față de cei care nu erau membri ai partidului, dacă muncitorii erau mulțumiți de salariile primite și, în general, de condițiile de trai. Atenție deosebită acordau activiștilor de partid, cultivau cu mare interes relațiile cu unii dintre aceștia și invitau la Agenția Economică și Ambasada URSS din București cu prilejul unor acțiuni organizate în cadrul acestora. Evenimentele erau folosite pentru a testa loialitatea activiștilor față de conducerea centrală a partidului și chiar pentru a induce o stare de încredere față de aceasta. Când am ales acest fragment, m-am uitat de două ori în prefață să fiu sigur că se vorbește de anii 70 în România și nu de 2020. Într-o asemenea împrejurare determinată de plecarea definitivă de la post din România unui funcționar al Agenției Economice a URSS din București, la întâlnirea organizată în cadrul agenției au fost invitați toți directorii și secretarii comitetelor de partid de la întreprinderile românești vizate de străin în cei 4 ani cât s-a aflat în țara noastră. A participat și ambasadorul sovietic Vasili Drozdenko. Acesta a manifestat interes deosebit față de românii cu funcții politice. La un moment dat, un secretar al comitetului de partid dintr-o întreprindere a relatat câteva aspecte despre o excursie făcută în URSS și s-a referit la frumusețile văzute la Moscova și în alte orașe din Uniunea Sovietică. A intervenit ambasadorul, care a spus că nu a văzut mare lucru, s-a oferit să-i organizeze el o deplasare la Moscova pe cheltuiala ambasadei și atunci va vedea frumuseți pe care nu le va uita niciodată. În continuare, acesta și-a manifestat îndoiala că autoritățile de partid din România îi vor permite să deplaseze în URSS în aceste condiții. Secretarul de partid l-a asigurat că va obține aprobarea. A discutat cu primul secretar al Comitetului Județean de Partid, care a fost de acord cu deplasarea în URSS. Secretarul a comunicat aceasta la ambasada sovietică, însă nu a primit niciun răspuns, ambasadorul uitând promisiunea făcută. Acum trebuie să le spun celor mai tineri și să le reamintesc celor de vârsta a doua că primul secretar al Comitetului Județean de Partid era regele neîncoronat al județului. El era reprezentantul partidului în județ. Funcția sa era asemănătoare cu cea a rolului jucat de prefectură față de guvernul României în zilele noastre. Cu prilejul unei alte acțiuni protocolare organizată de Agenția Economică a URSS din București, un inginer angajat al întreprinderii producătoare de transportoare auto tip amfibii blindate din Moreni a fost invitat de un funcționar al Agenției Economice într-o încăpere în care, pe mai multe mese, se aflau bijuterii din aur, obiecte de îmbrăcăminte din piei de animale foarte scumpe, articole tehnice și alte mărfuri de mare valoare. Funcționarul i-a propus inginerului român să aleagă din acele obiecte ceea ce îi place. Acesta a refuzat, replicând că nu are bani pentru a plăti. Imediat, funcționarul a precizat că nimeni nu a discutat despre bani, că este vorba de un cadou, având în vedere persoana inginerului român. Acesta a refuzat din nou, menționând că acele obiecte nu pot fi considerate cadou simbolic, având în vedere
valoarea lor deosebit de mare. Este păcat să refuzați. Alți colegi ai dumneavoastră nu au avut rețineri. Au luat ceea ce le-a plăcut, dacă vă răzgândiți. Oferta rămâne valabilă, a precizat sovieticul. Inginerul a refuzat oferta și a menționat că el este cinstit și nu este în acord cu asemenea practici incorrecte. Un alt caz de tentativă de racolare a unui cetățean român s-a înregistrat din partea unui șef al Agenției Economice a URSS din București la începutul anilor 80, persoana a cărei racolare s-a încercat. Avea atribuții de serviciu pe lângă un grup de specialiști sovietici veniți pentru montajul și punerea în funcțiune a unui laminor la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște, laminor importat din URSS, și uneori îi însoțea pe specialiștii sovietici la magazinul ambasadei sovietice din București, la rugămintea acestora. Cu prilejul unei asemenea deplasări a fost abordată de șeful agenției, care a rugat-o să-l informeze în legătură cu preocupările specialiștilor sovietici aflați la Târgoviște, aspecte deosebite din comportamentul lor, relațiile acestora cu cetățeni români, dar și cu specialiști verzi germani, francezi și din alte țări, aflați la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște. Șeful agenției a precizat că această activitate i-ar aduce câștiguri materiale importante. Persoana în cauză a refuzat rugămintea, replicând că nu dorește să se implice în problemele cetățenilor sovietici care au un șef al grupului, în măsură să cunoască activitatea acestora. Unul dintre recepționerii sovietici aflați la întreprinderea de utilaj petrolier din Târgoviște, când se deplasa la București cu autoturismul unui român, îi cerea acestuia să-l aștepte la o anumită distanță de blocul în care el și soția erau cazați, pentru a fi evitat să fie văzut în compania acestuia de autoritățile române. Sovieticul proceda în acest mod pentru a ține ascunsă relația sa cu cetățeanul român. Obținerea unor informații din domeniul economic a constituit o preocupare a specialiștilor și recepționerilor sovietici. Menționez doar interesul de a cunoaște prețurile de producție și de vânzare ale unor instalații confecționate la întreprinderea de utilaj petrolier Târgoviște pentru beneficiari din China, precum și încercările unor specialiști sovietici aflați la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște de a obține documentațiile tehnice ale unor utilaje importate de la o firmă din SUA și ale mașinii de forjat radical GFMSX-55 importată de la firma Steyr din Austria, destinată prelucrării oțelurilor speciale în alte aliate folosite și în industria de armament, inclusiv pentru confecționarea țevilor de tun. La câțiva ani după decembrie 1989, combinatul a fost cumpărat de o firmă din Federația Rusă. După un timp, noii patroni au trimis în Rusia documentația tehnică a utilajelor care prezentau interes. Apoi, în anul 2011, au demontat și trimis în această țară și unele utilaje. Era dreptul lor, doar cumpăraseră întregul combinat. Singurul producător de oțeluri aliate și înalt aliate din România. În anul 2013, Mechel a vândut combinatul unei alte firme rusești pentru un preț derizoriu. Ce făcea în acest timp elita politicienilor români? Ce a făcut de la începutul existenței ei? Se bătea pentru putere și avere, doar dulce ca mierea e gustul puterii. Citiți cărți și urmăriți știrile de la televizor sau cele din site-uri și ziare. Citind cărți,
veți discerne care dintre știrile respective sunt adevărate și care și-au rădăcina în istoria noastră, mai mult sau mai puțin recentă, chiar dacă ele sunt prezentate în sistem de breaking news, adică profundă actualitate. Mulțumesc de răbdare!